vine pentru noi ultimul om din seara asta. Haideți să vin cu aplauze pe Tomescu Marius. Hai încă un rând de aplauze pentru toți care au urcat. Doamne ajută. O să fiu sincer cu voi, n-am mers prea bine cu stand-up în ultimul timp la mine. Dar nu e panică, pentru că am o idee. Vreau să fac stand-up pentru copii. Zic eu că e o pâine de mâncat acolo. Și am scris niște glume, sunt glumițe astea simple, cu personaje de poveste. Și vreau să vi le zic, să-mi ziceți dacă ați venit cu copii la un show. Prima dintre ele sună așa: dacă cenușăreasa ar participa la un gangbang, la final ar fi albă ca zăpada. V-ați gândit la asta? O să vă gândiți de acum. Am și glume cu scufița. De exemplu, foarte puțin copii știu, dar scufița roșie n-a rămas așa până la adânci bătrâneți. Nu, a venit o vreme când scufița roșie n-a mai fost roșie. Se numește menopauză. Asta încerc să zic, e și educativ. Adică copilul vine, învață ceva, toată lumea pleacă fericită. Ce mai avem? Frumoasa din pădurea dormită, care a fost trezită printr-un sărut. Foarte romantic. Pot să vă zic sigur că funcționează. Nu vreau să mă laud, dar eu de-a lungul vieții am sărutat foarte multe femei în somn. Și toate s-au trezit. Și au sunat la poliție. Dar nu, e un cadou frumos, că tot a fost și 1 iunie acum. Și că tot a venit vorba. Ați observat că toate astea sunt pe 1. Ziua copiilor pe 1 iunie. Ziua românilor pe 1 decembrie. Ziua femeilor pe 1 martie. Ziua proștilor pe 1 aprilie. Practic, dacă îți faci un copil, e ziua lui pe 1, cam în fiecare lună. Bine, trebuie să fie fată ca să se rebeze 1 martie și 1 aprilie. E o glumă. E o glumă. Te-ai supărat? Cum te cheamă? Diana? Ai înțeles gluma, Diana? Bă! Ei sunt mici, nu eu. Voiam doar să mă asigur. Nu, e o glumă. Nu sunt misogin, sunt chiar feminist de felul meu. Consider că femeile sunt mai inteligente. Bine, m-am înșelat și în alte privințe. Adică nu sunt expert în asta încerc să zic, dar revenind la copii, băi, e greu să ai copii în ziua de astăzi, mi se pare greu. La mine doar ce rămâsese gagică mea însărcinată și deja ne certam. Ne certam foarte mult în privința numelui. Ea insista foarte mult să-i pună un numele ăsta din Biblie. Știți că-s foarte la mod acum. Eu nu prea voiam, că nu-s cu astea. În fine, până la urmă am făcut un compromis și i-am zis Lucifer. Între timp a crescut Lucică, așa zicem, la lintă un pic. A crescut și acum știi cum se zice, copii mari, probleme mari. Acum avem problema că și ia foarte multe bătaie la școală, pentru că maică-sa nu mă lasă-l bat acasă și trebuie să merg acolo, să-l aștept după ore. E foarte, foarte complicat. Nu, glumesc. Ești bine? Nu-mi bat copilul. Chiar n-am copii. Am avut un copil mai de mult. Stați mă, nu râdesc că, Doamne, ce oameni, poate am murit, poate a păzit ceva, adică nu era nicio glumă aici. Mamă, fucking shit. Ziceam că eu am un mor negru. Nu, am avut un copil mai de mult, dar l-am dus la o grădință în asta cu program prelungit. Sau orfelinat, cum se mai zice. Dar chiar e complicat. Apar tot felul de probleme, nu știu. De exemplu, asta cu fast food-ul acum, că pe vremea noastră nu era fast food. Și acum ești cu copilul, ce faci? Îl duci, nu-l duci? Tu ai copii, Diana? Da? Și... da? Să-ți trăiască, Doamne ajută. Și ce faci? Îl duci la McDonald's dacă îți cere? Nu-l duci, nu? Foarte bine. Se duce singur? Hai să zic ce aș face eu. Dacă aș avea copil, l-aș duce la Mac, dar o singură dată, atât. Adică dacă nu l-angajează din prima să-și caute singur de muncă, eu nu stau să-i caut. Plus că oricum nu cred că e o idee bună să fim colegi. Nu amestec și treburile astea. Mi-am propus să includ și chestii mai personale pe numele astea de stand-up și o să vă zic niște chestii despre mine când eram copil. Eu când eram copil eram pasionat de magie, scamatorii, trucuri, căcaturi astea și îmi doream foarte mult să fac trucura cu lingura, știți? Să fac lingura să-mi doaie când mă uit la ea. Bă, dar oricât m-am holbat la nenorocitea de lingură, n-a vrut să-mi doaie morții. În schimb, am reușit să fac trucul ăsta pe oameni. Mi-a ieșit pe taică-mă, de exemplu, pentru că de fiecare dată când mă uitam la el, se îndoia de mine. Asta încă funcționează, din păcate.
Vă ziceam la început de bazmele astea cu Scufița, cu Albă ca Zăpada. Eu când eram copil le aveam pe casetă video pe toate și mă uitam la ele. Și la un moment dat a plecat a mie de acasă și am descoperit că în spate mai era un raft cu casete ascuns. Cred că ați ghicit, nu erau documentare sau ceva. Erau filme porno. Băi, și nu era asta problema, că până la urmă trebuia să văd și filme porno. Problema a fost că la un moment dat am găsit un film din ăsta în care era o gagică care se futea cu un câine. Vă dați seama ce a însemnat asta pentru creierul meu de copil. Că eu am crezut că ăla e filmul Frumoasa și Bestia și m-am uitat până la capăt. N-am înțeles sfârșitul, dar am înțeles de ce dormea câinele cu aia mea în cameră. Mersi frumos, am fost Marius.